Cuvinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Piatra fiind pecetluită de iudei și ostași străjuind prea furat trupul tău, înviat ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață. Pentru aceasta puterile cerurilor strigau ție, Dătătorule de viață. Slavă învierii tale, Hristoase, slavă împărăției tale, slavă economiei tale, unule, iubitorule de oameni. Să fugim de vorbirea cea trufașă a fariseului și să ne învățăm smerenia ameșului, cu suspine strigând către Mântuitorul, milostivește-te spre noi, unule îndurate. Gabriel, zicând ție, Fecioară, bucură-te, împreună cu glasul s-a întrupat Stăpânul tuturor. Pentru tine chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David, arătându-te ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce s-a sălășluit întru tine, slavă Celui ce a ieșit din tine, slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi prin nașterea ta. Binecuvintează, Părinte, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Într-un alt preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțime și în Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru curmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașul și satul și pentru iubitoarea din Hristos armată,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Părinții, profesorii, profesorii, studenții Facultății de Teologie Andreiene și a Universității din Sibiu, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzducului, pentru belșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
preasfântă, curată, preabinecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
înțelepciune, drepteam. Se odihnești, cel ce cu glas întrist, sunt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce zi de pe om după chipul și asemănarea ta și cu harul tău l-ai împodobit, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-a învrâncit pe noi smeriții și nevrednicii tăi robi în ceasul acesta, asta înainte slavei Sfântului tău jertfelnic, ce ți aduce datorită închinare și preaslăvire. Însuți, Stăpâne, primește-te și din gurile noastre ale păcătoșilor, întreți sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și a fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă nouă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciune preasfinte născătoare de Dumnezeu, ple tuturor sfinților care de viacă o binepăcuție. Chiază, Părinte, vremea cântării între sfinte. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Timotei,
Tu mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra. Câte prigoniri am răbdat, prin toate m-a izbăvit Domnul. Și toți care voiesc să trăiască în chip ucernic într-o Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și amăgitorii vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, ca de poți să te înțelepțească spre mântuire, prin credința cea întru Hristos Iisus. Pace ție, cititorule, Duhului tău. Farisei, când vine împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și le-a zis: nu vine împărăția lui Dumnezeu cu sloare și stare la pândă, nici nu vor zice iată aici sau acolo, fiindcă iată împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru. Amin vă spun însă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, nu va intra în ea, dar Fiul omului trebuie să sufere multe și să fie respins de generația asta. Le mai spunea și că trebuie să se roage totdeauna și să nu se lase pe tânjală.
Unii însă se încredeau în ei înșiși că sunt drept și îi socoteau nimic pe ceilalți. Lor le zicea această pildă. Doi oameni s-au suit la locul sfânt să se roage. Unul fariseu, celălalt vameș. Fariseul, stând cu el însuși, se ruga acestea: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrept, adulter sau ca vameșul ăsta. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câște câștig. Vameșul însă, stând departe, nu voia nici ochii să-și ridice spre cer, ci-și bătea pieptul zicând: Dumnezeule, ispășire fă-mi de mie păcătosului. Vă spun, față de acela, acesta s-a coborât la casa lui făcut drept, fiindcă oricine se înalță pe sine însuși va fi umilit, și cine se umilește pe sine însuși, acela va fi înălțat. Pace ție, binevestitorule! Sfântului Duh, binecuvintează preacucernice Părinte să vorbesc. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernici Părinți, vioase Părinte, iubiți frați în Domnul, iată-ne cu mila Domnului din nou în zi de duminică înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, zi de înviere. Fie, auzi-ne și ne miluiește. Mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Preoți romonahi, rodiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, tremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne,
preoții, profesorii, profesorii, studenții facultății de teologie Andreiene și ai Universității din Sibiu, pentru sănătatea și mântuirea lor. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt locaș. Făcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenez anunțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Fă bine în sfânta și întru tot cinstită catedrala aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Și pururia și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Înțelepciune, iarăși de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și fraților care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sunt aceste jertfe de tot și fără de sânge. Noi, tu, Doamne, Dumnezeu nostru, să bănești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce știți pe pământ, iar timpul și acum, serafimul și fratul Israel. Cel ce singur ești sfânt, sunt sfinți, să bănești. De pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută. Thank you.
fără de cipudată, Părinte și Prea Sfântului, și bunuri și de viață, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, care pe Hârtin cu taină închipuri și păcătoare de viață, prin întâi Sfântă Cântarea Bășesitoare, de viață rămânească, acum de la noi să ne putem.
Sfântul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ei satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Părinții, profesorii, profesorii, studenții, absolvenții, pe toți ostenitorii și binefăcătorii Facultății de Teologie Andreene și a Universității din Sibiu, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodem, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe arhiepiscopi și mitropoliți din Ardeal, Procopie, Miron, Ioan, Vasile, Nicolae, Nicolae, Nicolae și Antonie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri, eromonahi, preoți, erodiacon, diacon, monahi și monahii, pe toți cei din cinul preoțe și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adus aceste daruri pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și luptătorii români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururia și în vechi
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cer. Altă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere, fără de rușine, în pace și răspuns la înfricoșătoarea judecată de la Domnul să cer. Singur e Sfânt care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și-o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Sfânt al harului tău, peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
duminică, să luăm aminte sfânta jertfă în pace o aduce. Ține-a te binecuvânta, pe tine-a te lăuda, ți-a-ți mulțumi, ți-a ne-nchina în totul locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrărit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și-l născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzi nu iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până și ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și ne-a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevenit-o prin mine din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, pe rovimii cei cu ogmuri și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind.
Iisuse, fericite puteri, și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt e și prea Sfânt, Dușul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Sfânt e și prea Sfânt, și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot ce crede într-Însu să nu piară și să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala acea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El Însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihară mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, simțind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cine zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Cea de a treia zi, de înălțare la cerul, deșiderea cea de-a dreapta și cea de două slăvită iarăși venire. Ale Tale, dintr-o ale Tale, Ți-ți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu ne folosește de tăi păcători. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la Tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Binecuvintează, Sfântul Potir. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Binecuvintează, amândouă Sfintele. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, cea cerească totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie cerul ce se vor împărta și să trezirea lucrurilor sufletului,
vita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria. Și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei care pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei care aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu Domnului să ne rugăm. Pentru ce se dă darul ce s-a dus și s-a sfințit Domnului
miasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și cu pocăință sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, fără de rușine, în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și lui pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu milință la Tine cădem. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese. Spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh. Spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel cerești și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumea milei tale din neființă la ființă pe toate le-a adus. Însă, Stăpâne, caută din cer să cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește,
după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe apă, pe uscaș și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel și-l doctorul sufletelor și al tuturor noastre. Cu harul și cu îndurările și iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău Lucaș, de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl și cei ce în timp minunat împreună cu noi ești. Și ne vrâncește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, ci prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Să luăm aminte!